Bine ați venit la Casa de Cultura Sfântului, unde v-am invitat astăzi la o lectură publică. Lectura publică este susținută de un scriitor, de un scriitor în viață. Am spus aceste lucruri pentru că destul de probabil vă întâlniți rar cu scriitorii vii, deci cu cei care scriu literatură. Și astăzi avem onoarea de a avea ca oaspete pe unul dintre cei mai importanți prozatori din România de astăzi, pe domnul Radu Cuculescu. Aplauze de voastră! Acest eveniment este organizat de Centrul de Cultură și Artă a Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, reprezentanța Zalău, afiliată Cluj a Uniunii Scriitorilor de România, Asociația Curierul Timpului, o asociație condusă de domnul Vladu Dugăcer, pe care vă rog să-l aplaudați. Și, în ultimul rând, cu sprijinul Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Câteva lucruri, câteva date despre domnul Radu Suculescu. S-a născut la Târgu Mureș și a crescut la Reghin. Romancier, dramaturg, publicist, traducător din limba germană. A absolvit Academia de Muzică din Cluj, la secția vioară. A fost redactor de radio, realizator radio și la TVR și violonist la Filarmonica din Cluj. A realizat reportaje TV în Italia, Franța, Belgia, Africa de Nord, Canada, Spania, Portugalia, Cipru. A condus trupe de teatru studențesc și a participat la festivaluri internaționale din Ungaria, Cehia, Polonia, Franța, Italia, Turcia, Maroc și așa mai departe. A publicat romane, volume de povestiri, volume de teatru, jurnale de călătorii. Dintre romanele publicate, Degetele lui Marsias, Umbra Penei de Câscă, Povestirile Mamei Bătrâne, Stalin cu Sapa Înainte, Femeile Insomniacului, Mierla Neagră, Măcelăria Kennedy, Femeia de Marțipan, Crima de pe podul Garibaldi, Luna Chieboasă, ea dintre volume de teatru, Ce dracu se întâmplă cu trenul ăsta, Bravul nostru Mișca, Trein Dormitor, a scris de asemenea literatură pentru copii, iar romanele sale au fost traduse în Germania, Austria, Franța, Italia, Israel, Cehia, Serbia și Ungaria. A ținut conferințe cu titlul Transilvania în romanele lui Radu Suculescu, la Praga, Torino, Paris, Haifa, Viena, Budapesta, Basel și la Universitatea din Calabria. A primit premii naționale și internaționale pentru roman, teatru și filme de televiziune. De asemenea, teatrul său este tradus în Cehia, SUA, Ungaria, Franța, Italia, Israel. Din anul 2008 a intrat în repertoriul permanent al teatrului Orfeu din Praga. Este cel mai jucat autor contemporan român la Praga din anul 2008. Așadar, o personalitate a lumii literare din România și sunt bucuros că îl putem avea ca oaspete. Radu Cuculescu! Am să vă rog să mă lăsați să stau pe scaun, pentru că am emoții, chiar dacă 30 de ani am lucrat în TVR, nu știu cine m-a pus, mai bine plecam dincolo, și totdeauna am avut emoții când începeam un interviu, indiferent de experiența mea de radio și televiziune, TVR Cluj, da, pe care l-am înființat cu alți câțiva idealiști, ca să nu numesc proști, în 21 decembrie 1989. Așa că vă rog să mă lăsați să stau jos, să mă simt egalul vostru. Eu n-am fost profesor niciodată. Oricum, la vioară, ca absolvent de instrument principal, n-aveam decât un singur elev pe oră. Știți că la instrument nu se face cu o clasă. Și n-aveam pune. Așa că vă rog să mă lăsați să stau și eu. Ne-auzim. Nu știu cu ce să încep. Sau deja să mă uit la ceas.
Am să încep cu să vă prezint niște cărți pe care n-am crezut în viața mea că le voi scrie. N-am crezut că voi scrie pentru copii, deoarece, așa cum spunea un mare scriitor, Gorghi, pentru copii trebuie să scrii mai bine decât maturi, pentru maturi, altfel te critică. Acum ați pus delii de cărți pentru copii, una mai proastă decât alta, în librării, toată lumea crede că poate să scrie pentru copii. Eu am evitat acest lucru până am început să am nepoți și nepoate, la care le mai citeam povești până adormeam eu și ei, nu? Și după aceea am început să inventez, așa, ce trecea prin cap, tot felul de prostioare. Și prima carte pentru copii, datorită unui bun prieten, un critic excelent, a apărut în două volume la Corint, prin 2017, pentru că mi-a zis așa, băi, dar ideea ca cineva să intre într-un vechi aparat de fotografiat al bunicului și să aibă acolo nebune aventuri, nu are nimeni în literatura universală. Și zice, îți fură ideea care va ia scrie, pune-o tu pe hârtie și tipărește. Așa a apărut Ina, această fată extraordinară, zic eu, foarte curajoasă și Aliciul Bid, care, Aliciu este un alici pe care nepotul meu îl avea, un alici alb. Există, se pot cumpăra, alici alb, africani, care nu dorm decât ziua și noaptea te înnebunesc. Umblă prin cameră și auzi cum trope și așa mai departe. Deci, Ina, de la bunicul ei, care era un haios, un aventurier și o iubea foarte mult, și care îi spunea nu numai că e drăguță, vai ce drăguță ești, ci îi spunea că e și deșteaptă, ceea ce era și adevărat, împreună cu Aliciul, în fiecare seară, sătulă de laptop, de tot felul de chestii din astea moderne, intrau în aparatul de fotografiat al bunicului, care murise și lăsase moștenire și au acolo aventuri extraordinare. Pe calea și pe urmele bunicului. A doua carte, care acum am adus-o, că Ina nu se mai găsește. A doua carte pentru copii, dar nu numai, ci și pentru adolescenți și părinți mai ales, este despre un liliac și o șerboaică. Sunt aventurile fantastice ale liliacului Vico în Mirabelia. Două personaje total atipice, pentru că aceste personaje, șarpele și liliacul, în toate literaturile din lume, sunt personaje negative. La mine sunt pozitive. Liliacul nu vrea să sugă sânge, ca toată familia, nu-i place, nu vrea să doarmă cu capul în jos, tatăl e foarte nervos, zice, ăsta nu-i copilul meu. El spune, mă, mie nu-mi place, intră sângele în creier, ce știu, așa, dar este foarte pasionat de muzică. Și este fructarian, mănâncă numai fructe. Șerboaica este vegan, de care el se va îndrăgosti și vor forma un duet extraordinar în muzică. Dar, cartea este amplă, cu tot felul de aventuri, dar cartea te împinge să faci, să crezi în ceea ce ai talent și să mergi mai departe. Până la urmă, părinții lasă în pace pe Vico să facă saxofon, să cânte muzică și va deveni celebru, fiecare să-și bată de drum. Deci este un revoltat, într-un fel, față de obiceiurile familiei, fără să se certe neapărat până la sânge, și o întâlnește pe această șerboaică într-o țară a toleranței. Mă rog, până la un punct, că dacă lupul o invită pe proasta de capră acasă și aia se duce, e mai greu că o mănâncă până la urmă, dar, în general, este o țară a toleranței. Asta a apărut acum 2 ani, cu niște ilustrații absolut extraordinare. Deja a fost tradusă în Germania, unde a apărut în condiții și mai bune, și color. E un grafician absolut extraordinar, editura Polirom, nici nu poate să nu fie genial, pentru că îl cheamă Radu. Și e clar că dacă îl cheamă Radu, e genial. Așa.
Și urmează alte țări, deja am contracte. N-am crezut să aibă așa succes. Această carte care a fost în top, pe locul 2, la vânzări, acum 2 ani. Se mai cumpără, nu știu care sunt copiii aia care au cumpărat, dar s-a cumpărat cartea asta foarte, foarte bine, s-a vândut dincolo. Bun, deci m-am lăudat cu centru, așa, să trecem acum la romane. La un moment dat, tot un critic și un bun prieten îmi spune, măi, tu de ce nu scrii romane polițiste? Că toate romanele tale apare un cadavru, apare un mort. Nimeni nu știe cine e, la ce, mă, m-am tot gândit, mă, ai tu dreptate. Și așa a apărut primul roman polițist, Femeia de marțipan. Eu am trăit peste 28 de ani mai mult în Elveția, la bază. Acolo este târg, cel mai important târg din Europa, unde se vinde cel mai pur marțipan din lume. Și mi-a venit ideea Femeia de marțipan și un cuplu, detectivul Martin Breda și iubita lui Maraia, care de fapt este alchimistă și este mare specialistă în amprenta lacrimilor. Nu este ideea mea. Am văzut expoziția unui japonez la bază, în care toate graficile erau amprenta lacrimilor. Dacă reușeai să îți lua lacrima și îți arăta că este personală, personalizată ca și amprenta degetului. Numai că într-o crimă sau într-un proces nu poți aduce lacrima aceea. Cel puțin până în moment în care ai găsit-o pe pieptul mortului, să zicem, cum se găsește la mine într-una din romane. Nu poate fi încă o dovadă. Dar este fascinant să vedeți fiecare ce grafică a lacrimii aveți. Este extraordinar. Deci Femeia de marțipan, după care a apărut Crima de pe podul Garibaldi, m-am întors la Cluj, crima este la Cluj, niște pescari sub podul Garibaldi în Cluj descoperă o femeie care n-a niciun act la ea, moartă, bineînțeles, oprită într-un crâng de crengi și de aici începe nebunia detectivului și în Maraia să afle cine e și se află până la urmă, dacă se citește romanul. Deci, Crima de pe podul Garibaldi și al treilea și ultimul, nu voi mai scrie altul, e o trilogie, l-am predat luna asta, va apare în ianuarie, se numește Gudrun, e personajul principal, tot un roman polițist, tot cu o crimă, una atâta de dură și de înfiorătoare, încât detectivul meu își dă demisia definitiv și renunță la meseria de detectiv. Sunt personaje psihologice puternice, zic eu, mai ales feminine, iar 90% sunt toate întâmplări reale. Poate am păstrat și numele la unele dintre doamne, în speranța că nu o să citească. Până acum nu m-a înjurat, nu mi-a telefonat nimeni, dar am mai pățit-o așa, cu un alt roman care se numește Povestirile mamei bătrâne, și care trebuie să vă spun câteva cuvinte despre acest roman cu totul aparte. Acest roman mi-a fost povestit 5 ani de bunica ultimei mele neveste, sper că ultima. Și ea trăiește într-un sat care se numește Petrinzel. Nu știu dacă ați auzit, de la Cluj, la 34 de kilometri, treci în altă lume, nu mai ești în lumea asta. Acolo este ceva absolut fantastic. De la diavol până la bunul Dumnezeu, totul găsește în satul ăla în care nu există poștă, nu există grup sanitar, nu există nimic. Dar există întâmplări și personaje extraordinare. Eu am stat 5 ani și am ascultat-o, ea nu știe românește deloc, nu știa că am gândit la 90 de ani. Eu știu ungurește cam 60-70%, așa s-a născut literatura. Pentru că restul am inventat ce n-am înțeles. Dacă scriam cuvânt cu cuvânt, era un fel de reportaj. Deci personaje extraordinare, fascinante. Cartea mea a fost tradusă în mai multe țări. Au venit directorii de editură în România să vadă satul ăsta, că au zis că eu inventez, vorbesc prostii. Acum, l-au văzut și au rămas fascinați. Și de magică și realismul magic și de nebunia toată care personajele nebune din acest sat. Cel puțin de pe vremea mamei bătrâne. Mamă bătrână,
scris într-un singur cuvânt, fiica mea îi spunea Hören Mama, de fapt am tradus din maghiară, am lipit două cuvinte și am inventat eu acest cuvânt, mama bătrână, povestirile mamei bătrâne. Da, este un roman aparte. Nu, eu nu am făcut filologia, pe mine nu m-a învățat nimeni să scriu, știu numai că se scrie de la stânga la dreapta. Și eu scriu totul cu mâna, lucrez enorm de mult. Toate romanele, tot ce scriu, scriu întâi cu mâna. Pe urmă trec pe laptop, pe computer, pe urma unui critic, Țuculescu scrie cartea de două ori cel puțin. Dar așa sunt învățat, am intimitate cu personajele la Beiuz, acolo mă cer cu ele, ele cu mine. Personajele secundare vor să devină principale, eu le dau peste nas și nu-s de acord și așa mai departe. Deci, așa nu pot să scriu direct în afară de articole, mă rog, alea de scris direct. Nici la mașina de scris nu puteam să scriu direct la mașina de scris. Și atunci munca este într-adevăr mult mai... Da, e și plăcută, e și obositoare, dar și plăcută. Săptămâna trecută am fost, ca să continui cu laudele de sine, am fost invitat la Bratislava, pentru că mi s-a tradus acolo, fără să fiu întrebat, dar nu eu mă bucur, un volum amplu de 300 și ceva de pagini, de proză scurtă și am să vă citesc vreo două, poate acum și cu asta, să nu vă plictisesc prea mult. De fapt, singura invitație pe care am putut-o onora, am mai avut în câteva țări, dar nu m-am putut duce și nu din cauza mea, ci din cauza spitalelor, pe unde tot bântuim ultima vreme, dar ne facem că merge bine și că viața merge înainte și vom scrie un roman și despre spitale. Și m-am bucurat că am ajuns măcar la Bratislava, pentru că aveam lansare la Heidelberg, poate ați auzit de Heidelberg, deci cartea aceasta pentru copii în Germania tradusă a apărut la celebrul oraș Heidelberg, nu? Celebra universitate, una dintre cele mai vechi din Europa, unde am văzut pe internet poze mari, toată lumea scria că vine autorul și citește, apoi nu a venit niciun autor și nu a citit nimeni, a citit directorul de editură, n-a putut să onorez, dar ne bucurăm că și la nemțile mai citesc și de autor român, nu numai american, englez și etc. Deci am fost la Bratislava, unde e realmente un oraș care merită să fie apreciat la valoarea lui. E pe apă, eu sunt obsedat de apă, îmi place apă, am făcut în not mult, așteptat două, trei ore după bazin, la nașe și e fantastic. Ador apă, am scris mult despre apă și Bratislava e un oraș, nu e, să zicem, ca Praga, dar un oraș frumos, extraordinar, traducătoarea mea e frumoasă, e extraordinar, are 26 de ani, aproape cât fiica mea. și m-au primit și a fost deosebit. A fost un medicament mai bun decât orice medicament din lume, această ieșire pe care am putut-o face. Ceea ce vreau să spun și aici, nu pentru că eu spun direct, de aia n-am avut tot timpul succes în viață, mă bucur foarte mult că sunt și la sală, să nu credeți că sunt meschin. Eu am avut o perioadă în care atâta eram invitat la sală, că deja eram plictisit. Pe urmă a venit o perioadă în care o uita lumea de aici. Dar mai exagerez, dar n-am mai fost... Eu cu drag veneam aici, cu mare drag, mai ales că, mă rog, aveam și în zone, în satele de aici, și cunoștințe și prieteni, și soția mea și socrii mei și așa mai departe, din Ileacu și Mleului, de exemplu, deci. 15 ani am tot venit în Ileacu și Mleului. Și mă bucur că, nu știu, parcă Bratislava Zalău, s-a întâmplat așa o chestie frumoasă, zic eu, și mă bucur că sunt aici și sper să ne mai vedem și să povestim pe magia unei cărți, să le citiți, să mă întrebați. Am fost cu Vicoș, asta mult în secuime, culmea Ungurii, că nu-i tradusă în ungurește. Am avut vreo 100 și ceva de copii,
Două ore atât m-au întrebat, că deja mă durea capul, că nu te văzut, mă, ești azi mai ales dacă îți citesc cartea. Deci m-au luat la bani mărunți. Norocul meu a fost că am văzut un pian. Și am zis, mă, ia treceți puțin, vreți să vă cânt la pian? De pe lumea. Și am început să cânt, ei am început să danseze și am scăpat. Nu mai scăpam de întrebări. Veci, nu te pui cu copiii, nu? Mai ales dacă te știi. Bun. Cât mai avem? Cât ceas? Da? Deci citesc eu. Aici am un volum de proze scurte pe care eu le-am numit Blitz proze. Este denumirea mea. Poate vă gândiți la Blitzkrieg și la Hitler. Eu nu m-am gândit decât la Blitz proze pentru că sunt scurte. Și atunci le-am numit Blitz proze. Uscătoria de partii. De unde vine acest titlu nebun, vorba nemților, cum Dumnezeu traduce noi în germană uscătoria de partid, că nu pricepe nimeni, neamțul nimic. După Revoluție, prin 91-92, mă întorc eu din Elveția și citesc într-un ziar că tovarășul cu tare, cu tovarășul cu tare, cu tare, s-au adunat să refacă Partidul Comunist Român. E mă zic. Renaște. Aveai voie, nu? Conform legii sănă. Sediul acestui viitor Partid Comunist Român era în uscătoria de bloc. Și îmi imaginam pe tovarăș sub izmene, chiloței și altele cum își țin ședințele și sub iene și tot felul. Și atunci mi-a venit ideea să zic uscătoria de partid. Deci tot din realitate, ca să zic așa, realitatea bate imaginația înfiorătorii. Haideți să vă citesc ce să vă citesc. Asta e stă. Aici sunt și proze scrise înainte de 89, care mi-au fost scoase de cenzură. Eu din 86 am fost interzis, dacă nu venea Revoluția nu mai publicam nimic. Teatrul meu din 70 ceva a fost interzis definitiv. În schimb, am fost lăsat, eu am avut o idee extraordinară și am făcut o trupă de pantomimă. Și ce să vă spun, tovarășii care veneau de la cenzură ziceau, a, bă, și Țuculescu ăla care se strâmbă pe scenă cu încă vreo 5, dar nu vorbește nimic, îi dăm drum, ce-l lăsăm să joace. Și la un moment dat m-am ridicat când au venit ei să ne întrebe ce spectacole vrem să facem și am zis ne-am gândit să facem pantomimă în limba maghiară. Bravo, tovarășul Țuculescu! Ce extraordinar! Mă inorită când am văzut câteți de tâmpiți, zic, dar și în limba olandeză. La care îl văd pe tovarășul ăla că stă așa, zic, am încurcat. Acum mă ia și mă duce, ce cum adică în limba olandeză? Păi zic, avem în Amsterdam o invitație. A, foarte bine, bravo! Și ne-a și dus în Amsterdam, am dus toți copiii în Amsterdam. Aveam o trupă de pantomimă extraordinară. Și cu asta am reușit să supraviețuim până la Revoluție, că teatrul meu a fost bușit. Mă, trebuie să schimb o filmare, nu știam de ce nu vă spun. Mă scuzați, vă rog, să vă mai spun, apropo, că sunt intelectual. Eu am o jurătură preferată pe care am brevetat-o, cultă-i măta. Deci, am brevetat-o la București, că imediat pe zic că mi-o fură, vă zic, spuneți că Țuculescu, cultă-i măta. Dar eu am pățit-o când m-a dus prima dată la interogatoriu la securitate și zicea la, bă, cult e șef, am milițean, cultă-i măta, deci nu era înainte. L-au crezut că ne înjurăm, mă, reciproc. Nu vă faceți probleme. Dacă îi spui la mama cultă-i măta, ea trebuie să fie fericită. Personajul meu care a fost scos de cenzură se numește Pupică și a apărut, bineînțeles, după 89. E un personaj cu totul și cu totul special, dar care pe tovarăși i-a deranjat foarte. Un aer lipicios și dens a cupleșit străzile orașului. Oamenii au mișcări lente, ca într-un film derulat cu încetinitorul.
Probleme de sudoare li se scurg pe când le pătrunde sub cămășile subțiri, gândurile s-au năclăit și au pierdut complet elasticitatea și toți doresc doar puțină umbră. Ori o încăpere cu ziduri groase, răcoroase. Popică înaintează pe străzi în același fel, mormăind nemulțumit că a fost obligat să iasă tocmai la asemenea oră, când termometrele înregistrează temperaturi maxime. Dar nu are încotro, este singura oră când poate obține o adeverință extrem de necesară, astfel că își forțează picioarele să se miște mai repede, să scape de calvarul nădușenilor. Ajunge aproape fără să-și dea seama în dreptul clădirii cu pricina înaltă cât două etaje. Pătrunde în hol și respiră mai degajat, fiind atins de o dâră de răcoare. Portarul îi explică Morcom, tamponindu-și nasul cu o batistă verzuie în care camera trebuie să ajungă. Popică intră în încăperea indicată și după ce închide respectos ușa, fără zgomot, pe o asemenea căldură, nicio ușă nu mai scârție, rămâne o clipă uluită. În dreptul celor 8 ghișee care se zăresc, nu se află nicio persoană. Faptul acesta îi umple inima de bucurie, trupul îi se destinde, își recapătă elasticitatea, asta și datorită răgorii mult mai evidente care domnește în încăpere, zidurile groase ale clădirii, vești de medice își spun cuvântul. Popică se apropie zâmbind de primul ghișeu. Explică scurt și politicos scopul prezenței sale acolo. I se răspunde scurt să se adreseze la ghișeul de vizare. Popică mulțumește și trece fără gravă și fără supărare vis-a-vis, unde de asemenea nu așteaptă nimeni. Salută întâi funcționarea cu părul castaniu de la ghișeu și explică ce are nevoie. Funcționarea îi zâmbește amabil, semn că e o treabă simplă și îl roagă să-i spună adresa exactă unde locuiește. Popică îi spune, iar funcționarea începe să caute într-un registru. Se oprește la o pagină. Insistă cu privirea și cu degetul arătător de la mâna dreaptă, se încruntă ușor și îl mai întreabă odată, unde locuiți? Popică, repetă, conștiincios adresa. Funcționarea își mai mișcă un timp degetul pe pagina, apoi privește ecranul computerului. Lovește tastatura, iar privește registrul, iar lovește tastatura și cele din urmă, clatină din cap și spune, privindu-l într-un fel ciudat. La adresa respectivă locuiește domnul Gavrilă. Popică simte cum răcoarea din încăpere se mai subțiază. Totuși zâmbește ca la auzul unei glume bune și explică în câteva cuvinte cum că el locuiește acolo, în blocul, etajul și apartamentul respectiv, de când s-a dat blocul în funcțiune. Deci e o greșeală, căci are și totul plătit la zi. Funcționarea îl privește și mai ciudat. Dintr-o parte, își face vânt cu mâna, se pare că este foarte cald și repetă blând. La adresa respectivă locuiește domnul Gabriela. Așa scris aici, nu poate fi nicio greșeală, e imposibil, deoarece la noi s-a introdus recent calculatorul, computerul, cum n-ai mai zice, un aparat ultramodern care nu greșește niciodată. Asupra lui Popică s-a prăvălit iarăși aerul dens și lipicios. Se descheie la cămașă și întreabă șochii, atunci eu unde locuiesc? Pentru că, într-adevăr, un computer nu poate fi. Funcționarea îi zâmbește și trecărește și ridică din umeri, apoi nu-i mai dă nicio importanță. Popica ajunge din nou în stradă, se dârăște buimac de căldură spre adresa pe care o știe, cuprins de o neliniște nedefinită, grea și viscoasă, ca și aerul care ne înconjoară. Cu genele umede de transpirație, urcă etajele fără a folosi liftul. Se oprește în dreptul ușii apartamentului în care a avut impresia timp de 10 ani că a intrat zilnic și sună timid. Apoi așteaptă cu respirația înfierbântată
să-i deschidă domnul Gabriel. Sora Aurica, în stația de autobuz, ca de obicei în Buzeală Mare, toată lumea e nervoasă, unii jură scurt printre dinți, doar o femeie cu o provoadă pe cap nu pare afectată de această prelungită așteptare. Se vârte printre cei înțepeniți de mânie, întrebând pe câte unul, nici mata nu o cunoști pe sora mea Aurica. Ce întreba asta din unde, privind-o ca pe o ființă de pe altă planetă. Doar unul cu un nec mare pe vârful nasului pare că și-a mai păstrat niște file de umor și o întreabă. Dar cum arată măsoră ta, Aurica? Apoi cum să arate, răspunde femeia, ca orice gospodină. Acum am aflat că e o țâră bolnavă și am venit să o văd că eu am fost odată la ea și stă tare fain la bloc, cu apă și gaze și un tub gros pe hol pe unde se aruncă tătă gunoaiele. De nu-ți mai rămâne nicio murdărie, nicări. Dar nu cunoașteți pe sora mea, Aurica? Nu se poate, nu se poate. Nu o cunoașteți că e mare gospodina. Și te văd și pe tine cu plase în mână. În cele din urmă pricepu că niciunul din stație nu o cunoaște pe sora sa Aurica. Habar n-au unde locuiește, dar ei tot nu-i venea să creadă. Îl întreb pe șofer. El știe că doar nu mai dus odată. În momentul acela sosi autobuzul, călătorii se repeziră asupra lui purtușindu-l, femeia cu broboadă primi câteva lovituri zdravene și rămase în cele din urmă jos, nereușind să urce. Intră în vorbă cu vânzătoarea de lozăbric, dar nici ea nu cunoștea pe sora sa Aurica. Apoi când vine următorul autobuz? Vânzătoarea de lozăbric dădu din numere plictisită. În mod miraculos, următorul autobuz sosi repede și era aproape gol. Șoferul habar n-avea cine e Aurica. Și nici nu-și amintea să o fi dus vreodată pe femeia cu broboadă la sora sa. La capăt de linie, o pofti nu tocmai politicos să coboare între timp, femeia cu broboadă mai plătise și o amendă că nu avea nici bilet, nici abonament. Apoi acum, sora mea, Aurica, poate crăpa. Își zise ea, eu nu mai vin niciodată la oraș. Aici să mă bată el de sus, nimeni nu cunoaște pe nimeni. Mă întorceam din piață cu două plase mari în mână, pline cu roșii, marea mea pasiune într-o anumită perioadă a anului. Aproape alergam printre blocuri, grăbit să ajung cât mai repede acasă, ignorând fierbințiala năucitoarea soare. Am pătruns în lift, răsuflând greu. Aici era roate. Apăs pe ultimul buton și cutia metalică începe să se urce hârâind. Dar după câteva momente, înțepenește între etaje. Asta nu înseamnă. Deschid cele două oși și descoper în fața mea un zid compact. Nici un locșor liber pe unde să mă pot strecura afară. Închid ușile cu repeziciune. Un zid gol în fața căruia sunt obligat să stau, mă inhibă, creându-mi totodată un complex de inferioritate. Lipesc degetul de butonul de-a
Sârâit vesel, optimist. Se aud pași pe casa scărilor, vreun vecin care a auzit apelul meu, e cineva acolo? Întreabă o voce de afară, undeva deasupra capului meu. Eu sunt, răspuns sonor, apoi înșir nume și prenume. Anunțați, vă rog, responsabilul de scară cu echipa de intervenție. Bine! Pașii se îndepărtează. Trece o oră, mai trece o oră, fără să se întâmple nimic. Poate n-a fost un vecin, îmi spun, ci vreun vizitator grăbit cu alte treburi, apăs din nou butonul de alarmă, lovesc cu pumnii în pereții metalici. E cineva acolo! Aud o voce venind acum de sub picioarele mele. Eu sunt! Răspund și îmi dau toate datele din buletin. Bine! Pașii se îndepărtează grăbiți. Nu mai am răbdare să aștept încă o oră. Bat și sunt cu înveșunare. E cineva acolo? Sunt mereu întrebat de diferite voci venite de sus ori de jos. Un totul despre mine. Am anunțit despre părinții mei, despre rudele mele, despre iubitele mele. Bine, pașii se îndepărtează mereu grăbiți. Acum mi s-a oprit ceasul. O fi noapte afară. Aici lumina nu și-a pierdut încă din intensitate. Am mâncat toate roșiile. Mă simt fericit. Mi-am amintit de anii copilării. Mi-am amintit de tot felul de întâmplări pe care le credeam uitate. Ce-ar fi să mai apăs odată butonul de alarmă? Așa, în joc. Poate ai trecut de miezul nopții. Apăs, țârâit, vesel, optimist. E cineva acolo? Aud o voce de afară. Nu e nimeni. Absolut nimeni. Răspund și alunec moale și definitiv pe voi. M-a rugat prietenul vechiul și prietenul meu, vrei să citesc ceva, dar Vico este de fapt un roman. Nu sunt povestiri, sunt întâmplări extraordinare. N-am cum să citesc o bucățică. Începe, el este adolescentul rebel, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că are o pasiune și când ai o pasiune, atunci trebuie să crezi în ea și trebuie să-i convingi pe toți, inclusiv pe părinți. Bine, nu cu urlete și așa mai departe, ci prin fapte. Pentru că în momentul în care Vico acesta dă primului concert de saxofon, taică-s-o se va îmblânzi și va recunoaște că asta trebuie să facă în viață. Deci, și pe urmă, sigur, sunt o mulțime de întâmplări și de nebunii prin păduri și e și cu umor foarte mult, râdeți așa de unul singur, dacă știți care. Da, deci, întrebări. Haideți, nu vă scriți, cu siguranță. Sunteți curioși de pildă cum scrie un scriitor sau cum își construiește personal. Haideți să vă întreb eu, dacă ar fi să o luați de la capăt, tot scriitor mă face? Eu vin din Reghin, este orașul Viorilor, cum poate știți mulți, și am început gara în clasa 1-a, în paralel cu școala germană. Această idee genială a mamei mele, pe care trebuie să o laud și acum, Dumnezeu să o odihnească, a fost genială să mă dea la școala germană, pentru că, să știi, la ora asta germană bine nu e lucru ușor, engleză toată lumea. Și atunci, până în clasa 8-a, am făcut școala în limba germană. Când am ajuns la limba română, nu vă spun că
La matematică vorbeam tot timpul invers, că în germană se spune 23, că nu te spuneam 32, nu te 23. Așa e, în germană. Primul meu roman, apropo ca să răspund, să-i răspund lui Daniel, îl am și acum, scris cu creionul într-un caiet pe care eu l-am liniat, l-am scris în clasa 4. O tâmpenie cu tot felul de indieni bandiți, corăbii și alte minuni din astea ce citam eu pe atunci. Dar am scris un roman în clasa a patra. Pe urmă am inventat un alfabet pentru că m-am îndrăgostit de o fată de la școala germană, bineînțeles, de Carina. Și ca să scriu eu acolo cât de mult o iubesc, să nu piceată tata sau mama, am inventat un alfabet, bineînțeles că nici Carina n-a aflat veci, dar, mă rog, așa în taina mea, am iubit-o. Și pe urmă am ajuns la Cluj, am dat nasul de teatru, am îndrăgit enorm teatru, am făcut o mulțime de spectacole, am plecat din lume și am dus toți copiii, am făcut și cu licei, din Ankara până la Saint-Louis sau Montreal, unde i-am dus pe toți copiii cu teatru. De altfel, la Cluj, răspund de acum, poate începe anul viitor, eu răspund de un festival de teatru unic în țară, care a luat două mari premii, 10 ani am condus, 2 ani cu pandemia am închis. Stage-ul spune, este pentru licee, unde există trupe de teatru, noi ne așteptăm cu drag dacă reîncepem acest festival, care 10 ani a mers continuu. Și descris, am scris tot timpul, dar am avut o jenă că eram violonist, am zis scripcar, nu filolog. Știu că odată am fost la un cenaclu celebru, dar o singură dată și când i-am auzit cum vorbesc și la ce nivel, am zis, Țuculescule, du-te înapoi, vezi, tot de treaba ta. Și scrie cum poți și cum vrei, ceea ce până la urmă a fost și norocul meu. Nu am niciun fel de cerc care nici textualist, nici post, nu știu ce e postmodernist și așa mai departe. Eu îmi scriu cărțile în funcție de temele pe care le am. În muzică, tema este cea care dă forma. De aceea cărțile mele nu seamănă una cu alta. Pentru că tema dă forma cărții. Și dacă am o temă așa, deci influența muzicii, mai ales de jazz, jazz a fost interzis până la Revoluție, cântam underground, în diverse vinițe, eu la chitară și Stella Enache, care era colegă cu mine, cu o voce absolut fantastică, cânta bluzuri, până ne prindeau băieții și da, era bine. Deci de asta a apărut, cred că și Vico, cu saxofonul și care cântă bluz împreună cu Șerbaica, vegana lui, mare lui iubire, ceea ce mi se pare absolut nebunie, nu? Un liliac să iubească Șerbaica și nu m-am putut opri din scris, chit că am debutat, mulțumesc unor oameni extraordinari, foarte târziu. N-aveam pile, nu eram în general, eram 30 de ani, toți aveau cărți deja publicate. Eu stăteam de 6-7 ani cu un volum la Dacia, chit că eram foarte cunoscut ca regizor și ca și creator de teatru. Și de fapt o mimă, evident, în toate limbile pământului. La care țin eu foarte mult. Da, mă bucur că m-ai întrebat că m-am întrebat. Deci, prin 2004 sau nu știu când, de la început anilor, 2000 și ceva, mă trezesc cu un volum de teatru, n-am avut, eu până în 2000 n-am publicat nimic de teatru. Și vorba aia scrieam de zeci de ani. Nimic nu mi s-a publicat și acum am trei volume, de fapt, al treilea e mai multe din primele două. Deci mi-a apărut pe internet, editura Liternet, un volum în limba cehă. M-am blocat. Un volum de teatru, 5 piese în limba cehă. Eu m-am aflat de ăsta, nu a scris nimeni, nici traducătorul, nici ei, acest volum l-a văzut directorul teatrului Orfeus din Praga. Deci de aici a pornit toată aventura mea cu cei care sunt geniali.
Și i-a plăcut așa de mult încât a zis că îl va juca foarte bine. Și din 2008 au început să joace piesele mele. În 2017, cea mai recentă premieră, se numește O balegă în mijlocul drumului. Este o comedie neagră extraordinară, care are un succes, mie nu vine să cred, domnule. Deci anul trecut am fost la Praga, sala arhiplină, la spectacolul 160. Vă dați seama, din 2017, lunar, dacă vă uitați acum la Orfeus Diva, vă deagă, joacă Țuculescu în fiecare lună, aceeași piesă. Că la un moment dat am întrebat în sală, vă rog, cu traducător, zic, sunt oameni care vin a doua oară la spectacol și a treia oară ridicau mâna. Mai mare bucurie, ce poți să ai? Deci o balegă în mijlocul drumului, care vreau să spun că nu e titlul meu. Că nu trebuie să mă... Titlul meu este Bravul nostru Micșa. Și am să vă spun întâmplarea. Eu mă inspir din realitate. Toate și povestirile mame, totul pornesc, inclusiv clima de pe podul Garibaldi. Și după care creez. În satul foștilor mei socri, într-o zi, un bătrân paralitic e scos în uliță și pus acolo în fața unei case. Nu mă duc la el, mic și-a face. S-a sucrăsat un gures. Ce-i cu tine? Ce m-a aruncat afară mama? O zis să mă duc unde vreau, că nu mă mai ține. Mă, când zic, da, copiii tăi unde sunt? Că mă avea pe cei, ei nu vor să audă de mine. Și acum ce fac? Mă, stau... Deci eram analizată, nu? Deci capul mergea, era perfect, bai. M-a rămas uimit, s-a venit tot satul, s-a dus la ea, zice, eu nu mai trebuie, că-i paralizat și trebuie să-l spui și mie, nu mai trebuie să vină copiii să ia, ca pe un obiect, mă. L-a pus în uliță, ăsta e, nu du-te. Așa începe viața mea, apoi ce iese pe aici? Uniunea Europeană, înseamnă. Deci nu că e, băieți inteligenți profită, știi? Deci, piesa asta din 2017 se joacă non-stop. Și o balică m-a rugat regizorul, pentru că piesa începe așa. Micșa zice, viața asta e ca o balică în mijlocul drumului. Și regizorul a zis, domnul Țuculescu, putem schimba titlul, că bravul nostru, Micșa. Da, titlul, deci puteți face ce vreți. Eu știu ce înseamnă să fii regizor și să lucrez pe text, nu să-mi schimb textele. Dar, dacă titlul ăsta, dacă îl vrei, și uite-te că a fost cu noroc pentru ei. Totuși, de 6 ani să joci non-stop o piesă pentru toate, bineînțeles că au câte 7-800 spectacole. Bun, mai sunt și alte întrebări. Vă rugăm, vă așteptăm, da? Ce sfat ați oferit tinerilor care vor să fie scriitor? În primul rând, să citească. Deci, nici nu cred că un tânăr care vrea să devină scriitor nu citește. Adică, poate ce spun eu e absurd. Trebuie să citești clasici, trebuie să citești cei care au rămas în istoria universală. Înțelegi? Și dacă crezi și îți place ce faci, păi nu te lăsa. Și nu te lua după vorbe, că așa mă luam și eu și nu mai publicam vechi. Adică am stat până la 30 de ani și nu. Acum pot să publici, că sunt o mulțime de edituri. Te duci cu poezioarele, plătești 10 lei și scoate un volumaj și te crezi poezie. Dar nu, nu asta e. Crezi în ceea ce faci, indiferent ce. Exact ce face Vico. A crezut în muzică, a crezut în instrument, a crezut în sentimentele pe care le transmite cântând. Așa cum tu o să crezi în literatura ta. Că ai numai 3 care te ascultă și să le mai citești la prieteni, știi? Eu întotdeauna am citit, nu la scriitori sau critici, unul era inginer, ascultam părând, mă, 5-5-1 avea o idee bună, știi? Și o foloseam, mai corectam aici, mai înțelegi, fără supărare. N-ai nicio supărare, că n-ai ce pierde, știi? Da, dă-i drumul. Că nu se știe de unde sale iepurele, știi? Poți să dai o lovitură într-un gen, că sunt zeci de genuri. Nu există gen minor în literatură.
Numai scriitori minori, numai scriitori tâmpiți și proști. De nu există gen minor, că science fiction, nu-i nici vorba. Sunt geniale unele cărți science fiction. Chiar și horror. Eu am Luna Ghetoasă, care horror în 1995 am publicat-o în străinătate cu un mare succes, prima carte horror din România. Dar e un horror al nostru, că doar e groază trăim. Deci Luna Ghetoasă, care mi-a fost reeditată acum de curând, și care este o carte într-adevăr aparte, e un horror, mă rog, în ghilimele, e un fantastic Edgar Allan Poe, Lovecraft și așa mai departe, și care a avut mare succes în spațiul german. N-aș fi crezut că ceea ce se întâmplă într-un bloc post-comunist din România poate să aibă așa un succes în toate țările germane. Pentru că e vorba de sentimente, de ură, de dragoste, de teamă, de frică și așa mai departe, post-revoluționare. Bun, ultima întrebare, vă rugăm, înainte de a încheia întâlnirea noastră. Da, a zi. Unde? Da, a zis tot. Da, cu ketchup, că e roșu, nu la asta. Nu, nici apar mici la mine în roman, dar nu, ideea nu era. Ideea ta. Hai, da. Dacă câștiga popularitate, pentru că să ai 7 ani o piesă jucată non-stop cu sala plină, mi se pare ceva fantastic. Nici nu mai încape altă discuție. Oameni care vin a doua și a treia oară, vin, mă gândesc și pentru text, nu mai pentru toate. Adică, la asta, cât, nu știu, aici este, cum să spun eu, depinde de regizor, nu? Pentru că așa este exact ca și eu 5 ani de zile după ce am fost dat afară de la Radio 85, o trebuie să iau viara să mă duc în filarmonică. Colegii când m-au văzut au zis, aoleu, țăculescule, să nu cânti în pauză, că noi tot facem pauză și tu. Acolo se aude în toată sala. Și trebuie să vă spun că prima simfonie era a 5-a de Beethoven, care începe cu o pauză. Dirijorul din 100 de instrumenti se uita numai la mine. Că eu nu eram obișnuit cu filarmonica. Și am zis, nu o să cred. Și până la sfârșit a fost perfect. Au venit toți, m-au îmbrățișat, m-au pupat, să vreți, colegi, ne-am venit. Tu nu ești obișnuit. Zic, am făcut pantomimă, mă, de ședeților, n-am gândit nicio notă. Eu nu m-am trebuit la cu la ceva, ce dar ești prost. Cânte-ți, m-au zis, îți dai seama, celebra filarmonică din Cluj, m-au luat un prost acolo. Și pentru că oricum e o comedie neagră, v-am spus subiectul, nu chiar numai de râs, cu săracul paralizit, nu? Mai ales că la sfârșit îl fură alt sat, deci tipic românesc, dar au zis ce și la noi se fură, ala fura și pe paralitic, nu-i nicio problemă. Se trezesc într-o dimineață că nu mai au paralitic, că ei au făcut proiect european pentru paralitic. Și-au venit ăia să-i dea bani, unde dracu-i paraliticul? L-au furat satul ăla. Așa s-o terminat. Și le-am și spus, zic că când am urcat pe scenă, zic, eu am râs cel mai tare, dar cât au râs sala, mă, că doar era în cenă, nu începea nimic. Dar râdeam acolo în spate. Depinde, pentru că, mă repet, dirijor cam de asta, aici am vrut să ajung. Aceeași simfonie dirijată de Pulpă Gheorghe Prost și de Celibidache Genial. Deci textul este același. Asta este și la fel.
Bun. Depinde de regizor. Este... Atunci cum poți să spui că ăla e genial? Când îți aceleași note, oamenii cântă, nu, așa? Cum adică e dirijorul genial? Păi este. Depinde cum se dirijează și ce să... Bun, dacă totuși mai sunt întrebări pentru Radu Țupulescu. Dacă nu, vă mulțumim frumos pentru participare și vă îndemnăm, așa cum spunea și Radu Țupulescu, să citiți și să fiți aproape de literatură. Numai bine!